Eu, în primul rând, vreau să felicit administrația locală pentru că este extrem, extrem de activă. Am spus-o și la deschidere. Aici se verifică proverbul, omul sfințește locul. Are și cu ce, pentru că resursa aceasta de la Moinești, turismul balnear de agrement, dar și celelalte, biserici și tot ce au, și nu numai, mă bucur că ați spus și tradiția Mâini de Aur aici, expoziția naturală de creație populară, autenticitatea, și este unul, dacă vreți, din produsele cu care noi vrem să ieșim foarte mult în afară, pentru că, în general, turiștii vor să vină într-o țară în care găsesc altceva ce nu găsesc în altă parte. Ori noi cu acest produs vrem să ieșim și mă bucur că Moineștiu nu lipsește de la nicio promovare. Am spus-o și am spus-o și acum la deschidere. Începe perioada 2014-2020. Administrațiile locale trebuie să fie foarte, foarte abile acum să-și scrie proiecte, pentru că putem, fără niciun ban din bugetul local sau bugetul central, să facem și promovare, dar să facem și obiective turistice, punerea la punct a unor biserici, a unor, eu știu, zone de turism, a marcării zonelor, pentru că în România, spre deosebire de alte țări, din păcate stăm mai rău cu marcajul și cu identificarea zonelor turistice. Ei, toate acestea se pot face pe fonduri europene și eu sper ca administrațiile noastre locale, care au mai avut un ciclu și au învățat din asta. Noi simplificăm foarte mult ghidurile, foarte mult documentația pentru fonduri europene. Administrațiile locale nu vor mai avea blocaje, pentru că nu va trebui să plătească și după aceea să aștepte să primească banii. Pur și simplu, contra contractului și facturii, primește imediat banii și în felul acesta putem să creștem viteza cu care noi atragem fondurile europene. De altfel, în 10 luni de când sunt la minister și de când funcționăm cu autoritatea, practic prin februarie s-a înființat Autoritatea de Turism, noi am reușit să creștem, să ne ducem spre 20% de la 6% absorpție, ceea ce e un pas, dar trebuie să profităm de ceea ce urmează. Eu îl felicit public pe primar și îi doresc să continue. Mulțumesc, suntem pregătiți. Moineștiul este prezent pentru a doua oară la Târgul de Turism al României. Prin proiectul Promovarea Potențialului Turistic al municipiului Moinești am urmărit câteva obiective. În principal, ele vor fi cele care ne vor promova atât în plan național cât și internațional. Avem Festivalul de Cultură și Artă prin alte trei evenimente importante: tabăra anuală de pictură și sculptură, artiști noi și plastici în Moinești, simpozionul anual și expoziția muzeală Tristan Țara și Cultura Dada, manifestările anuale Aurul Negrul, tradiție și continuitate în Moinești. Avem, în cadrul Festivalului de Etnografie și Folclor, Festivalul Datinilor și Colindelor, Anii Vechi și Anii Noi, expoziția anuală de creație populară Mâini de Aur, cât și expoziția de artă fotografică ancestral și actual pe praiuri moineștene. Turismul balnear și turismul de agrement este bazat pe existența izvoarelor minerale și a unor locuri deosebit de pitorești în municipiul Moinești. Turismul cu tematică istorică și religioasă este bazat pe vestigiile arheologice și așezămintele de cult existente pe raza municipiului Moinești, cât și în împrejurimile acestuia. Proiectul de promovare a potențialului turistic al municipiului Moinești și-a propus foarte multe și cred că a realizat foarte multe. Între cele mai bune realizări, cred că este faptul că avem deja un calendar de evenimente pe care, începând de anul viitor, o să le facem doar din bugetul local, dar am finalizat cu bine proiectul, dar cu certitudine ele vor avea amploarea poate chiar un pic mai mare decât până acum, pentru că deja s-a auzit de ele, deja lumea știe despre ce se întâmplă la Moinești. Vă dau doar un exemplu acum, 27 decembrie, și vă adresez totodată și o invitație,
va avea loc festivalul de datin și obiceiuri străbune la Moinești, cu urși, cu capre, toate autentice, toate de la ele din satul în care s-au născut. Da? Cu o tradiție milenară, pot să spun. În fiecare an, în 27 decembrie, la Moinești, puteți veni să vedeți o paradă de port popular, o paradă de personaje îmbrăcate în urs, în capră, jieni, nuntași, mascați. Foarte, foarte frumos și unde în fiecare an avem mii de oaspeți. Mii de oaspeți vin în Moinești, special pentru ca să vadă acest festival de datin. Pentru începutul anului viitor, ca să spun așa, în fiecare lună aprilie este o manifestare dedicată lui Tristan Țara și mișcării dadaiste, dar și avangardismului și postmodernismului în general. Avem în iulie-august o tabără de creație pentru artiștii plastici, atât de pictură cât și de sculptură, dar și chestii mai neconformiste, să spun, grafică, de o anumită factură, colaj. Chiar anul acesta, în 2013, am avut doi invitați din București, doi invitați tineri din București și din Bacău, doi sculptori care ne-au propus niște opere cumva aparte. Vă invităm să veniți să le descoperiți la Moinești. Apoi, în septembrie, sunt zilele municipalității, în cadrul cărora sunt manifestări culturale, în cadrul cărora are loc și vernisajul taberei de pictură-sculptură, un eveniment care se bucură de foarte, foarte bună primire din partea publicului moineștean. În luna octombrie avem un calup de mai multe evenimente, este și sărbarea tradițiilor și meșteșugurilor străbune Mâini de Aur, dar și un simpozion dedicat istoriei petrolului de la Moinești, care se cheamă Aurul Negru, și de asemenea o expoziție de fotografie ancestral și actual în Moinești, care vrea să releveze ce anume s-a transformat în Moinești, păstrând totuși autenticul vechi. La momentul de față, la Moinești puteți descoperi o expoziție despre Parcul Băi, se cheamă Alaltă ieri, ieri și astăzi, Parcul Băi. Și așa cum vă spuneam, încheiem în fiecare decembrie pe 27 cu Festivalul Datinilor. Iată, e un calup întreg de evenimente. E un turist de eveniment la Moinești, da? E foarte, foarte multă lume, cred că mai mult de 10.000 de oameni care vin în fiecare an în Moinești special pentru toate aceste evenimente, da? Iar ținuta și tot ce se întâmplă acolo este de foarte bună factură. Avem feedback-uri mai mult decât pozitive, ca să spun așa. E foarte important să ai invitați de marcă, invitați oameni care să ducă mai departe și să-ți aducă lucruri noi în cadrul tuturor acestor manifestări. Am aflat, noi care suntem moineșteni, am aflat lucruri noi despre Tristan Țara. Da? Oameni care au încercat să spună, da, mă pasionează avangardismul, mă pasionează Tristan Țara și dadaismul, am studiat, uitați, astea sunt lucrurile pe care le-am descoperit eu. Am conexiuni cu alții, cam așa s-au desfășurat lucrurile. Da? Și credem că am reușit să punem, să facem din Moinești un punct pe hartă mult mai mare decât era, da, acum 2 ani de zile. Despre asta este vorba. Ca rezultate acestui proiect, după 2 ani de lucru, avem în cadrul acestui stand de la Târgul de Turism al României materiale de promovare, broșuri, pliante, filme de prezentare, harta turistică a municipiului. Suntem prezenți cu publicitate stradală și cu publicitate prin anunțurile din presa scrisă și media. Avem și vă invităm să intrați pe site-ul turismmoinesti.ro, unde veți găsi tot ceea ce v-am povestit și mai mult evenimentele ce vor urma în perioada următoare în municipiul nostru. Suntem, așa cum vă spuneam, la a doua ediție a Târgului de Turism și, de asemenea, am realizat 2 emisiuni TV. De asemenea, avem 6 evenimente în cadrul celor 2 festivaluri pe parcursul celor 2 ani. Autoritatea publică locală, reprezentată prin primar, s-a angajat ca, după finalizarea acestui proiect din fonduri nerambursabile, să continue toate aceste tradiții, deja festivaluri, manifestări, simpozioane, din bugetul propriu. Moineștiul poate fi destinația ta turistică.
iar dacă timpul nu-ți permite, Moineștiul poate să fie o pauză sau înscris în traseul turistic pe care îl faci în România. Vino să participi la evenimentele culturale pe care le avem pe parcursul întregului an, vino să te bucuri de Parcul Băii și de izvoarele minerale din Moinești, vino să descoperi cultura veche, ancestrală, cât și tot ceea ce înseamnă cultura nouă prin taberele de creație și expozițiile pe care le avem, vino să descoperi ospitalitatea moineștenilor.